De ce uităm să simțim compasiune chiar față de noi, față de propria persoană? Cred că exersăm mila mai degrabă sau exersăm alt fel de atitudine față de noi înșine. Compasiunea se învață. Este în momentul în care suntem în situații în care avem nevoie de compasiune, avem nevoie de cineva lângă noi și sunt persoane care ne răspund mai degrabă, uite, ne impun mai degrabă un standard legat de autodepășire, pe care noi îl învățăm încă de mici. Mulți dintre noi am crescut în aceleași generații și trebuie să te autodepășești, trebuie să fii mai bun decât ieri, mai bun decât X, mai fii din ce în ce mai bine. Asta implică deja interiorizarea unui standard la care noi ne raportăm și concentrându-ne să fim mai buni decât ieri, începem să ne comparăm, să-l încadrăm pe cel de ieri într-o categorie de mai slab, eventual mai Da. rău. Noi trebuie să fim cei mai buni. Și în felul ăsta se creează premisele unei atitudini pe care o păstrăm, o dezvoltăm și, bineînțeles, o aplicăm și în relație cu alții. Singur. Și, ok, sunt mai bună decât mine cea de ieri, poate chiar performez, însă asta în viața emoțională înseamnă că nu prea mai ofer atenție nevoilor mele, emoțiilor mele. Poate că eu nu vreau să fiu olimpic la desen, poate că îmi place chimia. Da. Și care sunt celelalte nevoi ale mele? Chiar vreau să mă autodepășesc. Se creează distanța asta între mine și emoțiile mele și implicit pe ceilalți se tratez în același fel, pentru că asta știu să fac și știu că asta funcționează. Uite unde m-a adus. Da. Și bine, oricum standardul acela, chiar să zicem că dacă e atins pe moment, după aia mea se ridică ștacheta și iarăși, de fapt, Sigur. n-am atins standardul și Sigur. cumva este acel de mai mult și mai mult și mai mult și niciodată Sigur. nimic nu este suficient. Sigur. Păi întotdeauna va fi un ieri. Da. Și în contextul ăsta, întotdeauna trebuie să fii mai bună. Și o presiune constantă. Și nu învățăm compasiunea în felul ăsta, pentru că nu ne dăm șansa să greșim. Nu învățăm cum e să greșești, nu învățăm Oh. care e reacția pe care e ok să o avem, sănătos să o avem, Da. dacă greșim. Păi dacă cel de ieri nu a fost ok după standarde și nici cel de azi și nici cel de mâine, trebuie să învăț să stau cu asta, să învăț să mă uit cu adevărat la care îmi sunt nevoile și să mă ocup un pic, poate, de nevoia mea de a lua o pauză. Da. Și când îl vedem pe altul care este într-o situație dificilă, păi, n-ai fost mai bun decât ieri, probabil, uite unde ai ajuns, Da. ai făcut tu ceva. Nu pot să simt compasiune față de tine, o să simt milă, că îmi pare rău că ai ajuns aici. Și eu, care niciodată nu o să ajung acolo, pentru că eu sunt din ce în ce mai bun, o să te ajut. Dar păstrăm diferența de nivel. Da. Și oricum tu ai ajuns aici pentru că nu ți-ai dat suficient interesul și pentru că de fapt te mulțumești cu puțin Da. și așa mai departe.